20 de profesori au primit distincții la sfârșitul săptămânii trecute pentru activitatea didactică remarcabilă desfășurată de-a lungul anilor. În cadrul galei dascăl de vocație au fost premiați profesori pensionari din toate zonele profesionale, învățători, educatori, profesori de diferite discipline, profesori pentru educație specială, foști directori de școală, precum și, in memoriam, directori de vocație. Dascăl de vocație, ajuns la ediția a doua, reprezintă semnalul recunoașterii și prețuirii cadrelor didactice pensionate din județul Iași, care și-au dedicat întreaga activitate profesională școlii și generațiilor de elevi în spiritul profesionalismului, dăruirii și al valorilor autentice. Reprezintă repere ale școlii, ale educației, ale elevilor pe care i-au format de-a lungul întregii cariere. Premiem așadar profesori, pensionari, 18 dintre aceștia, din toate zonele educaționale. Paraschiva Melinta a predat timp de 48 de ani. Despărțirea de catedră a fost foarte dificilă pentru că a însemnat o parte din viața profesoarei. Am avut o misiune. N-a fost o meserie, m-am bucurat foarte mult că Dumnezeu m-a hărăzit cu așa ceva, cred că altceva n-aș fi putut fi decât învățător. Am avut foarte multe serii, am colaborat foarte bine cu toți colegii, cu toți părinții, elevii mei totdeauna au avut uniforme și ceea ce mă bucură cel mai mult că elevi din seriile precedente, chiar din prima serie, 1974-78, mă felicită. Gheorghe Spiridon a coordonat activitatea Liceului Economic din Pașcani. 10 de ani a pus bazele învățământului de tip Erasmus în comunitate și își amintește cu drag de proiectele care au dus la evoluția tinerilor și a cadrelor didactice. De onorat de faptul că, iată, colegi din vechea gardă a inspectoratului școlar își mai amintesc și de noi, cei care am trecut în rezervă, sunt elevi realizați, profesori, ingineri, doctori, procurori, juriști, în sfârșit, dar avem și muncitori de valoare. Activitatea a fost inițiată de PSD în semn de recunoștință față de profesorii care au ieșit la pensie. Care dat alături de seniorii din organizația noastră și nu numai din organizația noastră, de seniorii din județul nostru. Astăzi, odată cu Ziua Educației, suntem alături de cei care peste 40 de ani au fost în fața elevilor, au fost creatori sau au șlefuit caractere foarte frumoase peste 40 de ani, s-au dedicat în totalitate acestei activități. Să dăm un mesaj de recunoaștere, de susținere, de apreciere pentru toți cei care și-au dedicat viața și cariera acestei zone deosebit de importante, și anume educația, oameni care în decursul timpului au format generații și generații de elevi. La finalul ceremoniei de premiere, dascălii au văzut spectacolul de teatru Tanche, Yanke și Kadir.